Nu, n-aș spune că tranzacția CEZ a fost un eșec. Tranzacția CEZ a fost o tranzacție. CEZ a dorit să vândă cui a oferit mai bun. Consorțiul Românesc a oferit un preț, credeți-mă, ca ministru, nici nu am vrut să știu acest preț, pentru că nu este treaba mea conducerea executivă a acestui consorțiu care a fost. A câștigat cel care a oferit cel mai mult. Suntem în evaluare în momentul de față de către Consiliul Concurenței a acestei tranzacții.